Sfârșit de săptămână cu ghinion pentru doi argeșeni. Aceștia au ajuns la închisoare după ce pe numele lor fusese reemise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Primul dintre ei este Sergiu Florin B., de 58 de ani din Ștefănești, pe care Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru înșelăciune. Cel de-al doilea este Gheorghe P., în vârstă de 52 de ani, tot din Ștefănești, care și el are de executat un an de pușcărie pentru furt. Acesta era dat și în urmărire națională din data de 19 noiembrie, întrucât se sustrăgea de la executarea pedepsei. Gheorghe P. a fost depistat pe o stradă din Pitești în urma unei acțiuni comune desfășurate de polițiști din Mioveni și Ștefănești.